Îi salut pe telespectatorii Agro TV și le mulțumesc că sunt în fața televizorilor la o nouă ediție de Portret de Fermier. De asemenea, vreau să vă prezint un vechi interlocutor, domnul Ionuț Olteanu. Bine, ne-am regăsit! Bine ați venit, Ovidiu! Salutăm și salutăm și telespectatorii și mă bucur că suntem din nou împreună la sediu. Îmi pare rău că nu suntem pe câmp, dar ținând cont că e foarte înghețat și foarte frig afară, cred că putem să lucrăm și în birou. Cred că da, și am preferat căldura asta. Mai ales că suntem amândoi puțin răciți. Exact. Cum a început 2024 din punctul dumneavoastră de vedere ca și fermier? Este un an extrem de dificil, este un an venit în contextul secetei din ultimii 3 ani, este un an care prelungește agonia fermierilor vis-a-vis de situația din Ucraina, de prețurile încă foarte mari la inputuri, de prețurile foarte mici la vânzare. Vedeam că acum ni s-a oferit 820 de sau 825 de ron pe tona de ors dus în Constanța și mă gândeam că sunt prețuri de acum 7, 8, 10 ani în condițiile în care totul aproape, toate inputurile aproape s-au dublat, salariile și toate cele au crescut. Deci este un an cu multe, multe, multe semne de întrebare și la foarte mulți fermieri, din păcate, sunt semne exact de întrebare ca și în Hamlet, a fi sau a nu fi, a continua sau a te prăbuși. Nu întâmplător oamenii au ieșit să protesteze, probabil că au ajuns într-o situație greu de gestionat, iar strigătul ăsta e unul de durere. Am văzut și revendicările celor care sunt în stradă și care au fost în stradă. Cred că ar trebui cineva nu neapărat să se sensibilizeze, ci să acționeze, că emoțional lucrurile pot fi poate depășite, numai că din punct de vedere economic și sustenabil e mult mai dificil. Da, din păcate este un rezultat al celor 30 ceva de ani de zile în care agricultura românească s-a făcut după ureche, s-a lucrat în condiții extrem de neprielnice vis-a-vis de finanțare, cum spuneam eu și eu zic că este primul factor la care ar trebui să ne gândim. Nu apare în revendicări, dar ar trebui cumva preluat și insistat pe subiect. Fără finanțarea asta, degeaba se fac toate celelalte revendicări, pentru că nu vom reuși să facem performanță. Atât timp cât fermierii din vest au finanțări pe 30 de ani, atâta timp cât ei își permit să-și facă proiecte care să nu fie sufocate de termenul scurt de rambursare, noi nu vom reuși niciodată să vindem. Și ai văzut, Ovidiu, că ni se reproșează foarte tare faptul că agricultura produce un deficit foarte mare și se pare că a depășit miliarde de bune. Acum nu mai știu cifrele foarte exact, dar cred că suntem mai mult de 4 miliarde ca și deficit. Atâta timp când nu vom avea această finanțare, pentru că fermierul va avea posibilitatea, finanțându-se pe 30 de ani, să-și învețe bine afacerea, să-și educe operatorii, lucrătorii și așa mai departe, să-și atragă familia alături, fiind un proiect finanțat pe termen lung, și atunci șansele ar fi mult mai mari de reușită. Este un lucru pozitiv că cineva vine și iese efectiv în stradă, cu plusul sau cu minusul faptului că nu este un protest încă
autorizat, cum așa ar fi cerut legea, dar aici aproape nu mai este chestia de lege, este o chestie o chestiune de lege mai primară, adică de a supraviețui sau efectiv să dispară, să moară fermele multor fermieri. Vorbeați despre partea asta de finanțare. Știu că la un moment dat Ministerul Agriculturii lansase o idee, mie mi-ar fi plăcut să meargă până la capăt cu ea, acel credit agricol cu niște dobânzi de bun simț, spun eu. Acel credit agricol nu este suficient. S-a încercat finanțarea și cred că există finanțarea de 3 ori, de 5 ori prin APIA, da. Dar nu este suficient. Ca să avem o agricultură modernă, o agricultură performantă, ca să putem să fim competitivi față de lucrurile pe care, de produsele pe care noi le importăm, trebuie să facem procesare. Știi bine că în procesare, fiind o altă afacere, îți ia vreo 2 ani de zile să-ți faci proiect, să-ți faci autorizații, îți mai ia vreo 2 ani de zile să înveți business-ul, îți mai ia vreo 2 ani de zile să intri pe piață, să faci marketing. Ca lumea, și uite așa trec 6-7 ani. În condițiile proiectelor europene, că au mai fost proiecte europene și pentru... Termenul de rambursare este undeva la 5 ani, să zicem. Eu ți-am enumerat deja 6 ani de zile care au trecut și tu încă nu ești bine poziționat în piață. Ca să poți să ai succes, îți trebuie bani pe 20, pe 30 de ani. Și abia atunci poți să spui că ești competitiv, poți să spui că închizi cercul, poți să spui că exiști și că poate vom reuși să reducem acel deficit care îngrozește și care, pe bună dreptate, este o rușine și pentru noi, nu doar ca români, ci și ca fermieri. Să considere, și este, agricultura astăzi este o cenușereasă producând acest deficit. Dar doar cu această finanțare sperăm noi să putem să reușim. Au fost câteva încercări, inclusiv fostul prim-ministru a mers la guvernator pentru că a vrut să identifice o posibilitate de finanțare. Din păcate a avut loc rocada și lucrurile au rămas undeva suspendate în aer. Este foarte clar că fermierul român ar ști cumva ce să facă, ar cunoaște mecanismele și procesul necesar să reușească să proceseze și să adauge plus valoare, dar suntem văduviți, suntem lipsiți de această finanțare, care astăzi, trebuie să o recunoaștem, este o finanțare cu 15%, cu 20%, cu 25%, din păcate, adică e mai mult o cămătărie pe față decât o finanțare. Și o să mă întrebe cineva, de ce 25%? Păi 25%, pentru că azi e cu 10, cu 12%, care de fapt, dacă ai avea banii pe termen lung și ai cumpăra exact când produsele sunt ieftine, nu știu, îngrășăminte, da, să zicem, ai mai scuti niște procente în plus. Și de asta spunem că uneori ajunge și la 25% finanțarea românească. Este o problemă pe care nu ar trebui să încetăm vreodată, să ne luptăm ca să o rezolvăm. Pentru că de la asta încep toate, de fapt. De la bani. De la capitalism. Ce înseamnă? Capital. Bănuți. Nu ai bănuți, n-ai cum să performezi. Este foarte, foarte clar. Oricât de mult am iubit noi pământul, oricât de mult am fi noi implicați, oricât de mult timp am consacrat business-ului, fără bani, este clar, fără bani și fără oameni, normal, nu vom reuși niciodată să facem performanță și să fim competitivi. Vreau să trecem un pic și la partea de tehnologie, pentru că din cauza secetei mulți fermieri au schimbat abordarea.
Ați făcut-o, urmează să faceți și dumneavoastră, treceți la no-till, mini-till? Sunt într-un proces, practic ăsta este al doilea an, de 3 ani de zile de când a tot venit seceta, am început să mă informez, am fost la Hans, un fermier danez foarte priceput și foarte aplicat și probabil este cel mai bun fermier pe no-till, pe suprafețe mari din țară. Am fost în Bulgaria, am studiat cărți de specialitate. Uite, avem și aici. Am văzut câteva, da. No-till farming system. Astăzi, pentru sud-estul Munteniei și pentru zone întregi din Moldova, pare singurul sistem care să-ți dea măcar speranța că poți să mergi înainte. Lipsa apei, inputurile foarte scumpe, politica agricolă europeană, toate fac ca fermierul să caute soluții și eu zic că una dintre soluții este schimbarea sistemului spre no-till. Unii dintre fermieri au făcut deja pasul, sunt între sisteme, adică practică un minim till, dar nu este suficient. Trebuie să mergem pe no-till, să scădem costurile cu combustibilul, cu utilajele, cu manopera, cu sămânța chiar și să, cu substanțele, pentru că în no-till, în general, densitățile sunt ceva mai mici și substanțele sunt oarecum mai reduse. La urma urmei, este singurul lucru de care putem să ne legăm concret spre a economisi ceva bănuți. E un sistem destul de dificil la început pentru că sunt 2-3 ani de tranziție în care producțiile vor fi mai mici, fermierul se sperie. Există într-adevăr și un cerc vicios că având multe datorii și din păcate 90% dintre fermierii români sunt plini de datorii și atunci ești cumva presat de datoriile acelea să ai producții mari. Și vin și niște investiții în tehnologia aceasta care ca nu să sunt poți să acoperi dobânzile, practic. Exact cum spuneai tu și ai mare dreptate, este o foarte dificilă provocare pentru că și să ai bani, da, nu există acest lucru în rândul fermierilor români, și să ai bani este greu să găsești scule. Adică eu a trebuit să aștept 8 luni de zile după acest tip de semănătoare care semăna direct. Acum, probabil suprapunându-se și cu COVID-ul, probabil și de asta au fost termenele mai mari. Dar acum e posibil să se mai fi reglat din mers. Pentru că a doua semănătoare, spre exemplu, a venit aproape imediat. E adevărat, era o semănătoare în demo. Rezultatele eu le văd cu ochiul liber. N-a mai fost presiune atât de mare la semănat, ca și timp, ca și oameni, ca și costuri. Pentru că costurile cu combustibil în special se diminuează foarte mult. Pământul, știm bine că tot acționându-se asupra lui cu plug în special. Bine, eu nu mai folosesc plug de 7 ani aproape. În nou sistem are loc o îmbunătățire clară a solului. Usturoi mai cultivați? Că am văzut aici. Din păcate, usturoiul ăsta de dărăși pe care cu mare greutate am reușit să-l strâng din casă în casă, să fac rost de sămânță, este un usturoi relativ micuț, deși calitativ este extraordinar și gustul este foarte, foarte bun. Pe mine m-a salvat de multe cred că și la răceală, gripe bun. și răceli și uite că l-am pe masă. Na, nu vreau să-i fac reclamă, nu vreau să... Dar este așa când... Da. Când mai...
răcesc mai iau câte o, eu mănânc câte o căpățână întreagă de usturoi spre disperarea nevestii mii. Da. Dar face bine. E, cum spuneam, usturoiul ăsta, din păcate, este mic și a fost, pur și simplu, a fost refuzat în marile lanțuri de magazine pe motivul lipsei de calibrului. Adică au motivat că conițele noastre pe acasă le e mai greu de curățat, fiind mai... Și atunci îl preferă pe cel chinezesc, care e mare, dar... Preferă pe cel chinezesc, mare, și avea bunica mea o vorbă, mare și prost, și cu gust ciudat și vânăt și așa, și care provoacă usturim pe la stomac. Dar, din păcate, deși afișăm peste tot că și fiecare dintre noi spune produse românești, consumăm produse românești, uite că nu e chiar așa. Când am oferit un produs românesc care nu se mai găsea în piața așa de tare, da, îl refuzăm că nu putem să, nu avem timp să-l curățăm. Și atunci ce ați renunțat? Sau urmează să micșorați suprafețele? Am micșorat suprafețele, sunt extrem de dezamăgit, îl țin pentru mine și pentru prieteni, pentru că sunt foarte mulți prieteni care îl solicită. Îl solicită. Mi-au cerut usturoiul de răști. Da, na. Sunt la stadiu în care din cel mai mare cultivator de usturoi cu 100 de hectare, suntem undeva la câteva hectare astăzi, să nu piară sămânța și pasiunea pentru usturoi. Plus că Ministerul Agriculturii la fel are o politică foarte ciudată, adică încurajează producția de usturoi dând subvenții, dar îți dă o dată și după aia mai ai dreptul peste 4 ani, lucru care nu este în regulă, pentru că tu, ca firmă mare fiind, trebuie să-ți faci niște investiții. Investiții în hală de stocare, nu mai zic de procesare, să-l faci praf și așa mai departe, în semănătoare, în mașină de recoltat, pentru că sunt probleme foarte mari cu forța de muncă. Sunt niște cheltuieli. Și atunci cum le împarți cheltuielile? Pentru că oricum, ăsta românesc are producția mult mai mică, aproape la jumătate față de soiurile străine, care da. Arată bine, dar organoleptic este mult sub nivelul celui românesc. Partea... Și atunci ești din piață, te scoate piața. Am înțeles. Partea asta de garden, de horticultură? Partea de horticultură merge bine, suntem numărul 1 național, am extins pepiniera de 100 de hectare anul acesta, am mai înființat încă 5 hectare de pepinieră și încă 3 hectare de plante produse la ghiveci. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că există interes, am reușit cumva să educăm și piața, ca oamenii să se îndrepte și asupra grădinilor. Paradoxal ne-a ajutat COVID-ul, pentru că oamenii stând în perioada aia acasă au fost mult mai atenți la ce au în grădină și și-au dezvoltat grădinile. Este un sector, zic eu, în plină dezvoltare. E sectorul practic care a ajutat, a sprijinit nu neapărat producția, partea agricolă? Cu siguranță. Dacă n-aveați business-ul ăsta, probabil că era greu. Dacă n-aveam business-ul ăsta, dacă n-aveam o firmă americană care a venit și ne-a creditat când băncile ne-au întors spatele, pentru că, din păcate, asta s-a întâmplat, o bancă românească și chiar am spus-o de față cu președintele băncii, de față cu prim-ministru, pentru că prim-ministru vrea să facă ceva pentru oamenii de afaceri români. Da, pentru mediul de afaceri. Pentru mediul de afaceri, da, să dezvoltăm mediul de afaceri românești. Și când a venit și rândul meu să iau cuvântul, am spus, vreți să faceți ceva, faceți o creditare sănătoasă, pentru că uite ce se întâmplă. Și nu eram doar eu în situația în care acea bancă românească, vorbesc între fermieri,
retrăseseră creditarea fără măcar să ne întrebe, în condițiile în care indicatorii crescuseră. Adică era mai bine. Bă, tu mi-ai bani când mi-e mai bine, mi-ai bani înapoi când îmi e mai bine, când indicatorii sunt mai buni, pe ce criteriu? Și e greu de răspuns. Și am avut șansa și eu și alți fermieri, că și alți fermieri s-au creditat prin acea firmă americană. Există o formă de creditare. Și am putut să trecem și să nu închidem partea de producție agricolă. Revenind la... E trist. Este trist, dar din păcate asta se întâmplă. România este secătuită de resurse umane, secătuită de resurse financiare, adică nu mai sunt bănci românești și alea românești care sunt destul de sceptice în a credita agricultura. România este paradoxal o țară cu resurse, dar care plătim gazul îl plătim de două ori mai scump decât îl încasăm la export, în condițiile în care gazul, știi bine că stă la baza fabricării îngrășămintelor. O țară cu o așa suprafață și cu asemenea potențial, pentru că potențial, slavă Domnului, avem încă mulții cu 4, cu 5 față de unde suntem. Cea mai mare problemă pe care o văd eu e că nu văd în față soluții, nu văd luminițe, nu văd proiectul ăla de țară. În emisiune aseară am spus și eu și Ștefan. Nu avem un proiect de țară, un proiect de ramură, să știm unde mergem, care ne sunt obiectivele, ce trebuie să facem, să plusăm pe acele obiective, să nu mai investim ca nebunii în nu știu ce programe europene care nu ne-au adus, n-au recuperat nici de cum investiția. Și exemplele sunt cu nemiluita, dar nu vreau să intrăm în ele acum. Deci să ne concentrăm acolo unde există deficit, acolo unde suntem buni, acolo unde avem potențial. Și lucrul ăsta este valabil nu doar în agricultură. Nu doar agricultura este lipsită de viziune, de proiect, de obiective, ci România în sine este o țară în care obiectivele pe termen lung, acel proiect de țară, despre care vorbim cu toții, practic nu există. Mulțumesc mult de tot pentru Doamne faptul ajută că am și discutat. Este o plăcere să discut mereu cu echipa de la AgroTV. Mulțumesc și eu. Și am văzut și mulți telespectatori deja sunt foarte educați în agricultură, chiar dacă ei nu fac agricultură. Mă sunase cineva aseară după discuțiile noastre, erau părinții unei domnișoare care lucrează la noi și, deși nu erau agricultori, că sunt din București, da, uitându-se la emisiune, le-a plăcut și spuneau că se aduc în discuții foarte multe lucruri bune și sper eu și benefice într-un final. Doamne ajută așa să fie. Doamne ajută așa să fie.